Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu permanent este Laurent Balint, specialist în marketing Salutare boții Salut Cătălin Astăzi este binevenită prezența ta pentru că vom lucra chiar în domeniul tău Înainte însă, dăm voie să spun câteva vorbe, un show de televiziune românii au talent, de fapt, câștigătorul unui show de televiziune a inflamat așa spiritele. Un băiat de șapte ani care recită o poezie, o poezie pentru oameni mai mari, a zis foarte multă lume, ce înțelege copilul de acolo. Dar opriți-vă o secundă. Opriți-vă o secundă și treceți dincolo de dezbaterea asta, care sigur are rostul și importanța ei, căci astăzi ne interesează cu totul altceva. Eu vreau să vă aduc aminte, și boții știe foarte bine acest lucru că un show de televiziune, ca acest concurs este un show de televiziune care la rândul e un produs, nu? Corect. Și de aici mai departe ce înseamnă asta? Că noi uităm tot timpul că e un produs pe care îl cumpărăm cu timpul nostru. Este unul dintre cele mai populare show-uri de televiziune din România, dacă nu chiar cel da. mai popular, da. atrage cel mai mare număr de telespectatori. Și într-un fel este și o oglindă a societății active pe TV. Uh, și ce vreau să spun prin asta este că... Uh, publicul este cel care se uită la TV, nu Atenție, este România întreagă. Asta voiam să zic. Atenție, e foarte importantă precizarea asta. Este vorba de oamenii care se uită la televizor, nu de toată România. Da, și noi tot vorbim la emisiune că România se schimbă, lumea se schimbă. E, una dintre schimbări este că o parte din public și-a redus masiv consumul de televiziune. Și atunci și câștigătorii de la România au talent sau alte emisiuni de aceeași tip o să fie diferiți față de ceea ce erau acum 5 ani, 10 ani sau 15 ani, când era un alt public pe TV. Și aici ajungem, de fapt, unde vrem să vorbim astăzi. V-am oferit acest exemplu. Vorbim despre public-publicuri, categorii diferite și ceea ce voi, în mod obișnuit, numiți uh, segmentare. Da, pentru că deja în cele aproape 30 de emisiuni ale noastre am tot vorbit despre segmentare, publicuri, grupuri țintă. Și simt cumva nevoia să-mi pun așa pălăria de profesor și să vorbesc un pic despre segmentare și să explicăm bă, ce este de fapt acest concept și. De ce este important, stimați ascultători de Europa FM? Și atunci când ne ascultați pe noi, pe mine și pe boții la Europa FM, sau când ascultați România direct, sau când vă uitați la televizor, sau când cumpărați un produs oricare din această piață, el nu se adresează tuturor românilor așa cum eu și boții nu ne adresăm în acest moment tuturor românilor. Noi avem un public pe care îl vizăm și trebuie să conștientizăm acest lucru de fiecare dată. Asta încercăm să vă explicăm. Oamenii care vorbesc cu voi nu vă țintesc întotdeauna pe voi. Care vorbesc cu voi, care dezvoltă produse pentru voi sau pentru alții. Și aici cel mai simplu exercițiu de imaginație pentru ascultători este, acum închipuiți-vă că vine la dumneavoastră un prieten bun și zice, m-am îndrăgostit, păi, m-a lovit, am descoperit, este persoana exact, ah, vreau să intru în vorbă cu persoana respectivă, dă-mi și mi un sfat, ce mă sfătuiești, cum să, cum să procedez, care este prima reacție, uite, Cătăl, care este prima ta reacție? Cum să-l. N-am nici cum să sfătuiești pe cineva care s-a îndrăgostit. Nu știu, scrie eu scrisoare, abar n-am. dă un mesaj. De da. regulă, prima da. reacție normală este să zic ceva despre persoana respectivă. Da, adică, okay. <laughs> da, 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 corect. Adică da. scrie o scrisoare? Poate nu. Poate persoana da. respectivă, dacă primești o scrisoare, zici, mamă ce cu ăsta? A, 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 din ce univers e, Din ce secol a venit? Este curiozitatea și nevoia de a înțelege, păi de cine te-ai îndrăgostit? Zim și mie, dăm niște detalii. Astfel încât și sfaturile mele, recomandările mele și apoi acțiunile tale să fie potrivite pentru persoana respectivă. Nu scrie o scrisoare generică și o trimiți la toată lumea și te, dacă o faci, șansele de succes sunt infime, mergând pe ceva generic care s-ar potrivi oriunde. Uh, și aici este efortul de a înțelege cui scris scrisoarea de dragoste. Și asta se referă și la comunicare, și la dezvoltarea de produs, și la tot mixul de marketing. De unde cumpără, de unde se aprovizionează. Uh, este efortul păi, hai să ne gândim. Cui scriem scrisoarea de dragoste? Sau altfel, ești în copilărie, când te duceai la mama, tata să obții ceva de la ei, discutai la fel cu mama sau cu tata? Nu, asta e clar, pentru că obții au o atitudine indiferită față de tine. Au altă atitudini diferite, au un context diferit, îi prinzi în momente diferite. E foarte important să știi cu cineva și să, să adaptezi discursul. Să-ți adaptezi abordarea în funcție de persoana din fața ta. Acum, când vorbim de populații mari, noi nu putem să targetăm să mergem personalizat pentru fiecare persoană în parte și atunci încercăm să identificăm grupuri care au trăsături comune, care au lucruri comune, astfel încât să putem să comunicăm cu grupurile respective. Ai pisici, știu că ai pisici. Da, Ce am, am rămas cu una, că până una. am pierdut. Da. Da. Ce da. faci dacă... Nu vezi pisica o oră, două, nu dai de. O caut. serios vorbesc. Adică, ei sunt ei, știu care niște ore la care trebuie să fie acasă. Eu o pisică, ea stă pe terasă, curte și mai patrulează o casă, două din jur, e o pisică de afară. Cum ar fi? Dar știi mare Dacă nu e la șapte dimineața sau la șapte seara acasă la mâncare, e o problemă. Adică, știu. Mai admitem uneori că s-ar putea să ducă undeva, dar dacă nu apare a doua zi dimineață, E grav, adică o căutăm, umblăm, strigăm după ea, vedem ce e de făcut, întrebăm vecinii. sunt două atitudini mari. Una este, au oh, leu, sunăm toată familia, verișorii, vecinii, a dispărut pisica, hai să o căutăm, disperare mare, toată familia intră în acțiune. Sau alta, pisică, când eu fi foame, o să se întoarcă, dacă e foame să mănce o vrabie, ai, băi, este pisică. Este foarte important tu, că și compania, este te decizi cu cine vorbești. Vorbești cu stăpânul de pisică sau vorbești cu părintele de pisică? Pentru că o să dezvolți produse diferite, o să comunici diferit, o să pui prețuri diferite. Cei care sunt foarte implicați emoțional, care caută pisica, care cheamă toată familia, o să plătească mai mult pe mâncare, pentru că na, este pisica, trebuie să o A, nu am cu cei mai bun. În partea cealaltă este mai mult pragmatic. Nu îi place? Lasă că la un moment dat o să mănânce și asta e. Și atunci și reclamele le faceți diferit. Și reclamele le facem diferit și ambalajele sunt diferite și prețurile și calitatea sunt diferite targetând uh, uh, diferitați unii. Dacă... Venea băiatul tău când era mic și zicea tati, tati, nu prea mă simt bine astăzi. Și avea zi de școală. care de era. De reanția? câteva ori am cedat și l-am lăsat acasă. Da. Da. Și de o, cele mai multe ori? De cele mai multe ori l-am trimis C la școală. Da. 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 Și aici sunt două atitudini mari. Una este, mamă, alo, bunica, vino, uite, nepoțelul are nevoie, stai cu el, îi facem o supiță, un ceai fierbinte, portocale, stai la pat, pilul, avem grijă de el. Și atunci, cealaltă, bă, tu te la școală, ia de aici două portocale, dacă ți-e rău, mă sună învățătoarea și vin și te iau și te pune pe picioare. Am, amândouă sunt ok. Amândouă atitudinile sunt ok. Ambii părinți sunt ok. În același timp, un grup de părinți, când se uită la celălalt, la păcă disperarea. Mamă, păi ce fac ăștia cel cocoloșesc? Păi ce bărbați cu din ăsta pe care, uite aici, două portocale, orice ai bunica să vină să-l mângâie pe spate. Am văzut de multe ori societatea certându-se realmente oh, oh. de la modul în care ne creștem copiii, adică pe tema asta. Absolut, și de asta și când o să fie o, o campanie, o reclamă care targetează un grup, din Decea, celălalt grup o să fie, ce e asta? Păi cum adică să iasă, să-l trimiți în parc? Păi nu se poate așa, cum să arăți imagini cu copiii jucându-se în, pat, în da, parc? Da, avem celebra campanie cu murdăria, este bună. Murdăria este bună de la detergent și de la atitudinea față de spălare și tot. Da, este o campanie care targetează părintele mai relaxați care zice, du-te copiile, bucură-te de viață, că a, asta e, băgăm la mașina de spălat și le spălăm. Sunt exemple de segmentări uh, care ilustrează ce poți să faci, cum poți să faci. Dar acum să zicem că vrei să faci un produs, de nu mai vorbim de comunicare, ca să nu înțeleagă lumea că se referă numai la comunicare. Pentru picnic, vrei să faci un coș de picnic. Un coș de picnic, da. Așa. pare întrebarea, putem să facem unul generic, așa cum sunt o grămadă de altele, sau putem să încercăm să segmentăm uh, uh, oamenii și să ne uităm la atitudinea față de public. Și o să descoperim că sunt mai mulți uh, oameni și mai multe tipologii de mers la public. Avem uh, uh, grupul uh, sportivilor ies la picnic, dar nu se poate să vii fără da, da, după ce au făcut 5, 5, 6, 7 kilometri sau o chestie... Sau de... niște rachete de badminton, un frisbee, ceva, facem o activitate, o minge, dăm un fotbal, nu o să stăm acum pe... Doar să mâncăm. Doar să mâncăm și să postim mm -hmm. și să tot. Și uh, au anumite nevoie. Uh, poți să-l gândești pentru sportiv. Sunt alte, este uh, boemul, boema, care sunt mai poeți, mai romantici, care caută mai fines. Ai perfecționista, perfecționistul, care vor totul să fie la liniuță, totul să fie impecabil, toate detaliile și punguța de gunoi să fie în aceeași culoare cu coșul. E adică că... un om foarte practic, da. <laughs> Ai uh, 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 bufonul grupului, cel care face glume, care uh, este întotdeauna sufletul petrecerii, care întotdeauna o bere nu poate să lipsească. Uh, și atunci companiile fac produse diferite da. Da. pentru... sunt mici nuanțe, mici uh, uh, specificații care fac mai atrăgător pentru un grup sau pentru uh, celălalt. Acum că ne apropiem de final, trebuie să dăm această explicație. De ce este important? Pentru că de da. foarte multe ori ne supărăm, ne enervăm pe lucruri pe care le vedem dar care nu au legătură cu noi. Nu ni se adresează și trebuie să acceptăm acest lucru. Nu tot ce se întâmplă în jur e pentru noi. Și este foarte ok să nu ne placă, este foarte ok să ne Altora o să le placă, altora să... alții o să le adopte. Dar uh, ele își vor pune o amprentă asupra societății lucrurile astea care sunt transmise sau făcute. Există această temere că societatea se va modifica în favoarea unui anumit grup. Uite cum a fost cazul de la care am pornit. Societatea se modifică. Ea, în timp <laughs> ce noi vorbim, ea se modifică. Cum se modifică? Asta deja sunt niște forțe. Ah, Excelent răspuns, Laura. Balint. Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Săptămâna viitoare vorbim... Hai să vorbim despre celălalt scandal care ne-a marcat zilele astea. Este vorba despre Eurovision. O altă emisiune foarte populară da. în Europa. Mulțumesc tare mult! Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.